Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici dă asigurări că salariile din sistemul bugetar și pensiile nu vor fi tăiate. Precizarea ministrului vine după ce opoziția a acuzat guvernarea că are în plan reducerea numărului de angajați și reducerea salariilor. Ministrul Finanțelor a precizat că se urmărește majorarea salariilor, nici de cum diminuarea acestora. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la un post național de televiziune că nu există vreun plan de reduceri de salarii și pensii, iar la ministerul pe care îl conduce, scopul este acela de majorarea salariilor, dar menținerea aceluiași buget de cheltuieli. Categoric nu. La finanțe, legea salarizării prevedea câte o pătrime până în 2022. La finanțe aș dori să pot să dau anul acesta ce era până în 2022, dar să rămân în același buget. Cu alte cuvinte, să am oameni bine plătiți în aceiași bani, a declarat ministrul Eugen Teodorovici. Precizările ministrului de finanțe vin după ce senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris pe pagina sa de Facebook despre un document pe care ministrul de finanțe Eugen Teodorovici l-ar fi trimis spre toate instituțiile publice din țară, prin care le cerea să se pregătească pentru reduceri de personal pe motiv că bugetul nu ar acoperi plata integrală a salariilor din sectorul public pentru trimestrul 4.